Programul de analiză gratuită este binevenit în rândul pensionarilor. Timp de trei luni de zile ei vor putea să beneficieze de acest program. Mi se pare ceva extraordinar, că eu, de exemplu, sunt cam neglijentă. Nu mă duc la doctor, am mai ales că am și tensiometru și nu mă duc. chiar auzi că ce se întâmplă și veni și eu și mă bucur că știu. E foarte bune, foarte bune sunt. Chiar vreau să mă duc să fac și acum dacă e ocazia asta le fac acum. Mă bucur că au venit cei de la Severin ca să ne facă această analiză. E un lucru bun. Testele vor fi recoltate de la pensionar la fiecare sfârșit de săptămână și în curând programul se va extinde și în rândul elevilor. Programul a fost implementat pentru a veni în sprijinul celor care nu au posibilitatea efectuării unor astfel de analize contra cost. Eu cred că trebuie să permanentizăm aceste acțiuni pentru a ține sub control starea de sănătate a persoanelor vârstnice, iar această campanie va continua cu alte grupuri țintă, ne interesează copilașii, să fie testat, să depistăm cazurile unde trebuie intervenit. Ne interesează să asistăm și sănătatea persoanelor adulte. Vreau să mulțumesc în numele pensionarilor acestei inițiative, personal doamnei Luenisa Chircu, care a inițiat această acțiune, care se derulează, am înțeles, pe perioada de 3 luni de zile, începând cu luna iunie, iulie și august. În fiecare sâmbătă, 50 de pensionari vor face aceste analize gratuite. Și consider că este o acțiune binevenită. Vârstnicii care vor să beneficieze de programul gratuit de analize trebuie să fie înscriși la Clubul Pensionarilor din Orșova și să se prezinte acolo în fiecare sâmbătă la primele ore ale dimineții pentru efectuarea analizelor în mod gratuit. Clubul Pensionarilor din Orșova numără 1300 de membri.